La România Fast Forward am mai făcut povești cu familii de antreprenori, dar niciodată așa ca a voastră. Tu ai un business, tu ai un alt business, pe un cu totul alt domeniu. Cum ați ajuns să fiți împreună și să dezvoltați business-uri separate? Zic eu. ne-am cunoscut în liceu, ea era clasa 9, eram clasa 10-a, cumva de atunci se pare că am rămas împreună așa ca partener de viață. Eu am început puțin mai devreme decât ea cu antreprenoriatul, mai exact după facultate direct, și am reușit să o ajut, poate puțin, cu decizia să intre în antreprenoriat. A fost o decizie foarte dificilă pentru că lucra într-o companie foarte mare din București, unde muncise foarte mulți ani ca să-și câștige poziția. Ți-a folosit de această încurajare? Da, foarte mult, foarte mult, și sfaturile pe care mi le-a dat în momentul respectiv, că niciodată n-aș fi crezut că aș putea să fac asta. Camil și Andreea se cunosc de la 16 ani, au pus însă pe picioare afaceri în domenii diferite. Andreea are o firmă de livrări de fructe către companii, iar Camil, campion mondial la jiu-jitsu, lucrează în domeniul IT și a creat un echipament medical pe bază de senzori unic în lume. Fiecare business are o motivație în spate și un argument pentru care pornești pe un drum. Voi de ce ați ales drumul ăsta în Reflex? Eram în finala campionatului european în 2015 și deși am câștigat finala, m-am accidentat foarte grav la menisc. Era o mare șansă să-mi revin doar prin recuperare, prin kinetoterapie. Dacă mă țineam de 2 luni de treaba asta. N-am făcut-o. M-am ținut cam 2 săptămâni, a dispărut mobilitatea, a revenit mobilitatea, a dispărut durerea și brusc eu am crezut că sunt ok. Și întocmai ca 70% dintre pacienți, după ce se lasă, ajung să se accidenteze iar într-un timp foarte scurt. A fost și cazul tău? A fost și cazul meu. M-am accidentat și din păcate a trebuit să mă operez de data asta. Timp de jumătate de an a făcut exerciții de recuperare. Atunci a realizat că nu există pe piață un dispozitiv care să îl poată monitoriza și să-i spună dacă exercițiile făcute sunt corecte. Eu aveam un background foarte mare în outsourcing IT, mai exact construiam proiecte pentru alții. Nevoia te împinge. Simțeam că ar ajuta un astfel de device care să rezolve toată această nevoie. Știa asta pentru că mai încercase să creeze un dispozitiv, tot pe bază de senzori, dar nu în domeniul medical, ci cu utilitate în sport. Am dezvoltat un set de brățări care se puneau pe mâini, se chemau Jabu, și care îți detectau toți acești parametri. Spunea dacă ai dat un croșeu puternic sau nu și cum ai putea să corectezi puțin și să-l dai un pic mai puternic. Puteai să lovești la sac timp de jumătate de oră și spunea care combinații de lovituri au fost cele mai bune, cele mai puternice. Noi ne-am gândit, ok, vrem să facem, e o idee foarte bună Jabu, numai că investitorii nu răspund foarte rapid la partea cu violență, cu arte marțiale. În momentul în care am propus partea de recuperare, deja primii investitori au zis vrem. Ați utilizat ceva din, nu știu, din softul, din dotările primei încercări? Da, am reutilizat aproape tot. Când am început cu mâna, nu cu piciorul. Nu ne-am dat seama că piciorul e foarte comun, genunchiul și formă spatele. Asta ne-a ajutat foarte mult să pornim la drum și să arătăm ceva. Adică aveam ceva de arătat deja investitorilor. Am făcut rost de toți banii de care aveam nevoie, dar... Ce sumă? 140.000 de euro. Cine a investit în noi? Un concern austriac. Și nu s-a oprit aici. Pentru a face produsul tot mai complex, au prezentat ideea la toate concursurile de proiecte de unde puteau obține finanțare pentru dezvoltare. Ajunsesem să strângem vreo 30-40.000 de euro din concursuri, efectiv din piciuit, fără niciun fel de equity, de procente date în schimb. Dar tot nu era suficient. Sub nicio formă. Am descoperit și un grant în fonduri europene care puteai să aplici. Am și aplicat, l-am și câștigat de 200.000 de euro și îl implementăm chiar acum. Tu ești partea tehnică din acest proiect. Da. Ce înseamnă din punct de vedere tehnic Reflex? Din punct de vedere tehnic, Reflex înseamnă o pereche de senzori montați pe genunchi, deasupra și sub genunchi, care pot detecta mișcările piciorului în timp real, pot vedea ce exerciții face un pacient care se recuperează, cum le face, le face bine, nu le face bine. Senzorii funcționează împreună cu o aplicație ce arată exercițiile necesare pacientului, iar kinetoterapeutului sau medicului stadiul recuperării. Cum funcționează aplicația noastră? În felul următor.
ai un filmuleț care în cazul în care ai uitat ce trebuia să faci, îți arată în primul rând cum trebuie să faci exercițiu. Te uiți pe telefon și ridici piciorul, te uiți în aplicație. Spune. Da, aplicație. Te uiți în aplicație și vezi filmulețul. După care ai o umbră care îți arată până la ce înălțime și în ce poziție exactă vrea doctorul tău să duci piciorul, care e customizabilă pentru fiecare pacient în sine. Îți spune dacă ai făcut mișcarea corect și dă o notă. Dacă simți durere, poți să marchezi exact unde simți durerea, să spunem că simți durere când ajung aici. Eu pot să marchez din aplicație, dacă am ajuns aici, ăsta e exact unghiul la care am simțit durere. Unde sunteți în viață acum? Am început două studii clinice, unul în Anglia și unul în Germania. Avem în Anglia un lanț de clinici privat cu 30 de sedii în toată Anglia. Am mai discutat în Australia. E un produs foarte complicat. Noi nu știam că o să fie atât de complicat la început, dar a devenit pe parcurs. Oferim foarte multe informații doctorilor. Noi plecăm cu un model de business în care clinicile închiriază senzorii pentru că nu e necesar să-i vândă. Pacientul se recuperează după 3-4 luni. Închiriază clientului acasă. Exact. Pacientul îi aduce înapoi și nu trebuie să-i cumpere. Ar fi pentru prima oară când cu ajutorul tehnologiei putem capta niște date din activitatea pacienților de acasă. Dacă apar diferențe, să zicem că pacientul fie un sportiv și se recupera mai repede, fie e foarte bătrân și se recuperează mai greu, poate să-i personalizeze în 5 minute tot antrenamentul. Senzorii știu dacă tu nu stai întins sau dacă nu stai în picioare sau dacă nu te așezi jos. Ei văd diferențele astea și te atenționează că nu stai în poziția inițială în care ar trebui să începi. În poziția corectă. În poziția inițială corectă. Aveți concurență în piață? Da, acum ca un... Am niște dezavantaje. Unul din dezavantaje e că nu pot să vadă pacientul când stă culcat pe spate. Alt dezavantaj este că costă foarte mult și ai nevoie de un calculator, un display, un senzor. Deja costurile sunt mari și nu poți să te duci în natură, de exemplu, să-ți faci exercițiile tu în parc. O altă concurență ar fi aplicațiile care transmit videouri pacientului care lucrează acasă. Dar fizioterapeutul nu știe exact dacă pacientul a lucrat și la ce nivel, cât de bine a executat mișcările respective. Echipa Reflex lucrează acum și la un alt proiect inovator. Cu fondurile europene dezvoltăm o soluție total diferită pentru spate, care îți analizează postura, îți analizează coloana, linia. Eu întotdeauna l-am susținut și stare mândră de toate realizările lui. Ați crescut împreună și în business, ați crescut împreună și în viață. E un atu ăsta sau nu? Sau poate fi un pericol la un moment dat. Noi întotdeauna ne-am completat foarte bine reciproc așa și ne-am adaptat la nevoile celuilalt. În business mai avem de lucrat, cred că sunt eu destul de căpățânată poate și vreau să văd eu din greșeli, nu neapărat să mi le spună el care a trecut deja prin asta. Eu am un rol de consultant, așa, mai dau cu părerea și ea... Mentor. E mult spus mentor, că de mentor asculți de obicei. E așa, îți place să-mi zici ce probleme ai și eu zic că am cum ai putut să le rezolv și tu mă ignori, părmă. Așa că e mentor, dar ea duce greu. Ea ține toată firma în viață. De unde începe povestea fruteria? Păi lucram într-o multinațională în domeniul IT și unul dintre colegii și bunii mei prieteni, Dragoș, s-a mutat la o altă multinațională și în timp ce la noi tot tăiau din beneficiile pe care le aveam ca angajați, ei primeau căpșuni proaspete și cu atâta poftă și atâta încântare povestea despre acele căpșuni încât m-am gândit de ce nu să aducem bucurie din asta tuturor corporațiilor. După ideea asta am deschis firma în 2012. Fruteria a fost pusă pe picioare cu o investiție de 20.000 de euro. O parte din bani au fost chiar darul obținut la nuntă. Am și semnat primul client. Noi n-aveam nici depozit, nici în ce să facem fructele, nici de unde să luăm fructele. Da, te-ai apucat de business, dar fără să știi de unde le iei, unde le duci. Am semnat primul contract exact așa, nu știam nimic. Cu emoții, cu tensiune, cu... ai alergat mult? Tremuram. Acel client este încă clientul nostru, este un client în domeniul farmac. După aceea ne-am axat foarte mult pe firmele de IT. Pentru că acolo, în general, ți-e destul de greu să ții... angajatul mulțumit și dezideai tot felul de beneficii. Ce cantități de fructe livrați în fiecare zi? Într-o zi aglomerată, undeva la 60 de clienți, undeva la 2000 de kg. Cele mai multe comenzi pe ce sortimente de fructe sunt? Banane în general, banane foarte multe. Și avem și mandarină, și portocală, și pere, mere, fructele care...
sunt în acel sezon. Cât de repede ați crescut? Am dublat cifra de afaceri în fiecare an. Anul trecut am terminat cu 500.000 de euro. Și acest lucru se datorează și plecării mele din corporație și faptul că m-am ocupat exclusiv de firmă. Adică ai făcut în paralel, mergeai și la multinațional angajat și te ocupai și de propria afacere? Vreo 2 ani, da. Și au mers în paralel? Ai reușit să te ocupi și de comenzi, de furnizări, de distribuție și să mergi și la muncă în fiecare zi? Era o provocare, pentru că la început am vrut să mă ascund de colegi, că mai făceam și altceva, să nu creez, știu, poate nu neapărat colegilor, ci șefilor vreo neplăcere, și mă ascundeam prin diverse săli de ședințe ca să pot să trimit mail-urile sau să răspund clienților la telefon. Inițial am zis că o să fie mult mai ușor și mult mai relaxant și că pot să vin la ce oră vreau la firmă și plec când vreau și da, nu e așa. Nu. Lucrez, nu știu, cred că 12 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. De fiecare dată eu o testez și zic, când are probleme, zic, hai să închidem firma, hai să închidem. Nu, mă, s-a de firmă, că nu uite că te chinui, că e complicat. Că... Nu, nu, cum să ce ești nebun, ce ai... Eu vreau să văd că nu vreau să se chine sub nicio formă, vreau să fiu sigur că dacă se chine, o face că vrea. Prima experiență în angrou de fructe a fost un pic șocantă. Mi-a fost frică că nu o să reușesc să negociez cu ei. Știu o întâmplare interesantă din parcursul tău de antreprenor. Ai fost nevoită să conduci un tir pentru că nu aveai șofer. Da. Eu sunt obișnuită să înlocuiesc oricare din părți din firma mea. Nici nu aveam foarte multă experiență de șofer-șofer, dar pe de șofer de dubă. Și am luat-o direct cu duba, n-am luat cu dubita mică și după aia dubă, nu, dupa mare de la început, dar de nevoie le faci pe toate ca și antreprenor. Să încerci să ajungi la client și să te trezești că nu mai cum să pleci de pe loc, sau că ajungi la un client și te-a pus să-i dai zăpada. Ca să poți să intri să-i livrezi. Da. Unde sunteți în piață în momentul acesta? Loc întâi. La început eram 3 firme care livrăm fructe în București. Acum cred că sunt în jur de 12 firme care livrează. Ce v-a adus pe locul întâi în această piață? Cred că atenția pe care o dăm fructelor, proaspete, bune, alese manual de oameni, nu sunt pur și simplu aruncate dintr-o ladă în alta sau luate așa din piață și trimise mai departe. Ștergem bananele, ștergem fructele care le avem, trebuie să le alegem să nu aibă pete, să nu fie... murdare, lovite. Să nu fie lovite. Încercăm să alegem fructe cât mai frumoase. De aia suntem foarte atenți ce fructe punem și cum le punem. Adică pentru mine contează estetic să arate bine în cutie, să fie roșu lângă verde, lângă portocaliu, să nu se suprapună culorile. Cele care nu corespund le strângem în lădițe și șefa noastră, Andreea, le duce la o casă de copii. Care dintre voi este mai emoțional și care dintre voi este mai numeric, mai precis în decizii? Acum sau înainte? Adică s-au schimbat rolurile? S-au schimbat, da. Dar când se ocupă de fruteria, e supusă permanent la decizii peste decizii peste decizii, zi de zi, și automat trebuie să le ia logic, că în altfel... Și a făcut-o să fie și acasă, așa. Iar eu, în ultima perioadă, din cauza că e implicată foarte mult în firmă, ne vedem tot mai rar, am început să fiu foarte mult în zona emoțională. Băi, nu mai petrecem timp împreună, ce se întâmplă, dacă, nu știu, pățim ceva și, uite, muncim ca nebuni în loc să ne bucurăm de viață. Ești antreprenor dintotdeauna. Asta spui tu despre tine. De ce? Când a pornit asta în sufletul sau în sufletul tău? Când te-ai simțit pentru prima oară antreprenor? Când eram mic, era o copilărie. Mama m-a stresat tot timpul ce vrei să te faci. Mie mi se pare foarte cool treaba asta, foarte mișto cu antreprenoriatul. Nu se chema antreprenoriat, atunci se chema să fii patron. Om de afaceri sau patron. Om de afaceri sau patron. Eu ziceam, vreau să fiu patron. În facultate am început să-mi dau seama că mă pricep la chestia asta. Am început să organizez baluri și evenimente și am ajuns directorul Asociației de Studenți din cadrul Universității București. Organizam mai toate balurile mari cu succes, adică cu foarte multe sponsorizări. Primii bani din viață cum ai făcut? Ca și promotor. Am pornit de la, efectiv, promotorul care se duce în bar și explică care este concursul din țara respectivă, la avea 10 fete cu care plecam în deplasări prin toată țara. În facultate am început să ajut diverse firme să-și repare calculatoarele. Am fost angajat doar 3 luni la o corporație foarte mare. Ce a însemnat pentru viața voastră de familie? Ce sacrificii ați făcut ca să ajungeți aici? Avem un program foarte, foarte bine stabilit.
De fiecare dată când trebuie să facem ceva e o luptă, poate pentru alții e puțin natural să stabilească ce fac în weekend sau dacă merg la un film seara. La noi e o negociere, dar... Noi lucrăm cu calendarul și pentru ieșire în oraș. Anul trecut am sacrificat cel mai mult. A fost și un an în care ne-am dezvoltat mai intens și am lucrat eu mai mult. Și atunci anul trecut n-am mers nici măcar două zile undeva. Mă antrenez dimineața, mă antrenez seara și avem iar programul foarte bine definit. Adică luni, miercuri, vineri nu ne vedem deloc. Sâmbătă jumătate de zi, marțea și joia seara, dacă nu apare ceva. Și duminica, de obicei, full. Sunteți mulțumiți cu ceea ce faceți? Da. Eu, clar, sunt foarte fericit. Am învățat foarte multe în firmă. Cred că e necesar să te miști repede, să faci multe greșeli și să înveți din absolut toate. Am făcut chestia asta la sport și am făcut-o și în business. Nu trebuie să fii stresat că o să greșești. Adică trebuie să te obișnuiești cu ideea că o să greșești, să devii cumva confortabil cu chestia asta și de fiecare dată când greșești să înveți foarte rapid din greșeală.